Salutare tuturor, sunt Rafael și bine m-am găsit la un episod de Far Cry 3. Iar înainte să începem vreau să vă reamintesc foarte rapid să nu ezitați să apăsați butonul de like, deoarece mă ajută foarte mult. Și după cum am spus episodul anterior, am ajuns aici off camera și sunt gata de action. Uite-te, știu, chestia asta nu e păzită de nimeni, asta e prea troll. Sau poate e păzită de cineva și nu văd eu. Ia uite-i. Perfect, perfect, ocazia mea, ocazia mea. Fiți atenți aici. Disable. Și acum cum facem? Câinilor, sunteți liberi. Bun. Așa, mă. Uite, îl mănâncă pe ăla de viu, n-are stres câinele. Ok. Gata? Stai că uite, câinele l-a sucit în colo ăsta. Ai, ăla acolo. Mamă, cum mi-a zburat arma. Care mai e tata? Bă, sunt ăștia ascunși. Veni să ne batem. Ia să vedem câinele încotro să ducem colo. Bă, ești nebun la cap. Ăștia s-au dus să se ascundă. What the fuck? Sau de o oaie. O oaie, nu, o capră. Ești o capră. Nu pricep. Unde n-ai bă ăla? Că this is a restricted area. Foarte bine. A, ăștia erau, mă. Nice. Adică, bine, bă, era cam logic, dar am crezut că... Cine știe, pe munte pe acolo, de alergau animalele, nu știu. Bine, animalele astea inofensive ca și capra, le-ar omorâ, dar mă rog. Foarte bine, cum arată? Uite, ne uităm doar așa. Aia, perfect, ia uite. Dar mai jos. Am la jumate. Ceea ce eu zic că e destul de bine. Și acum hai să facem și misiunea. Să facem și seara, cred că trebuie să aprind becul din cameră, dar... Nu mai contează. Uite, eu... Știți unde greșesc eu? Că după ce eu mor, nu mă duc să le iau și chestiile de pe corp. Adică gloanțele. Nu mă duc să iau gloanțele și rămân fără gloanțe. Da. Dăm un refill scurt, că așa nu avem ce face cu banii. Că noi suntem șofii la bani. Dar avem și noi aici o mașină, gata, nu mai e stres, mai sunt fraieri de aia pe aici. Suntem liber să ne plimbăm. Bun. Trebuie să ne ducem într-o mină sau ceva gen. Facem așa. Oh my god. Hai să vedem. Ce trebuie să facem, mă? Poze? Facem și poze, dacă vreți voi. Ok, deci trebuie să nu fiu văzut agresiv. Deci eu pot să-i omor pe ăștia, dar să nu fiu văzut. Salut, băieți. Ce mai faci, șofii? Despre ce vorbim de... Bun. Stai, hop. Vin, bă! O, dar e departe, dar merge asta așa greu. De fapt, durează așa mult. Bun, hai să vedem. Tot nu m-am prins ce trebuie să fac, dar...
Atâta timp cât mergem unde ne zice, e ok. Here's a good place to watch. De ce? Take them. Te ia somnul, bă, la muncă. Ok, deci eu trebuie să mă uit la oia, a? Ia. Și ce trebuie să fac? Take picture of... Ah! That's the roll sheet. Gotta get my hands on it. Stop the pirates from... cred că-ți... Bați joc de mine! Oh my god! Am nevoie de un... Oh... Am nevoie de o bazucă. Bazucă? Bazucă. Ciuș. Hai, nu! Heal! Ah, shit! Nu trebuia să-i dau takedown pentru că am stat pe loc și aia trăgeau în mine. Totuși nu sunt sigur dacă trebuia să distrug ambele mașini. Hai să mai încercăm o dată. Ok. Acum, hai să vedem. Dacă dispare timerul, înseamnă că e bine. Ce naiba am ratat? Da, trebuie să trag în ambele mașini. Cred că am ratat. No, hai din nou, am ratat. Am ratat. Mamă, ce trag ăștia alarma. Vă dați seama dacă în toate astea, cred că... Bine, e un chem, mamă, dacă trage unul alarma, cred că vin... După toată insula. Trebuie să nimeresc ca lumea. Ideal ar fi să-i omor pe prostovani ăștia de aici, da? N-ai cum, că trag aia alarma imediat. Bun, hai să vedem. Ai, frate, îți bagi joc de mine. Bam. Hold Q, hold Q, hold Q. Oh my god, și nu am nici frunzulițelele. Să fie grav. Norocul meu este că joc ziua. A, că era noapte. Ok. Cum naiba? Stai așa că nu-mi dau seama. Să ajungă acum. Acolo. Hop. Hai că e bine. Mai merge să dai alarma. Stai puțin, what the fuck? Și cum ajung eu acolo? Aici nu cred că pot să fac săritura. Hai să încercăm. E, am încercat. Ah, oh, God. Cred că o să mă dea de la cap, nu? Da. Bun, ne-am reîntors. Opa. Stați că... ne-am reîntors. Hai să ne îndrumăm. Și da, de data asta nu mai facem prostii.
Adică sigur era o cale mai simplă de a trece. Și iar eu nu am văzut-o. Mi se duce și vocea. După asta așa. Oh my god. Da, trebuie doar să merg în față. Serios? Ok, hai să-i dăm drumul, m-am întors. De data asta mai atent. Ok. Mamă, dacă îmi dă ăla o racheta. Bum. Și ce era tare să fac? N-ai, nu știu dacă se poate să ceam. Când trăgea cu racheta, eu să fi tras în racheta lui. Ultima buda. Mă rog cu arma asta. Bun, și ce ar trebui să fac aici? Ok. Traversăm. Cum stă cu picioarele? Space. Oh, da, ăștia sunt prea troli. Oh my god. Ok. S-au gândit și ei că poate ești și tu om. Și n-ai chef să repeți același lucru de 1000 de ori. Bine că au fucking salvat. Altfel chiar mă enervam dacă trag în prostovan și ideea că nu pot face viața. Nu pot face viața pentru că nu mai am seringele. Holy fuck. Și trebuie să stau jumătate de oră până îmi fășoară asta ceva pe haină. După care să-mi dau de... Omuleți, bagi joc de mine, de unde trage? A, ăla e, mă, da. Alt Q. Și cum? Nu știu cum n-am luat foc, dar nici că mă plâng. Au fost foarte mulți oameni aici, frate. Trebuie să te împuși cu ăștia aici. Te vezi cum sunt ăștia aici, 50? Dacă nu ești atent, te șparlește un fel ăsta. Hai. Ok. Serios. Oh my god. Hai frate, trebuie să am și o gloanță la asta. N-avea niciunul. Nu vine să cred. Atâta luptă doar pentru o chestie al ăsta. Wow. Opa. Sub apă. Să mergem. Ok. Dă-i mă.
LOL! Băi, și ne-am... Safe and sound. Wow, o misiune chiar... chiar complicată. Sam, I did it. Oh. I have the roll sheet. Good. I will alert Hoyt. Expect a rendezvous. Get into character and present yourself at the gate to his compound. All in. Bun, deci trebuie să ajungem noi la Hoyt aici. Bun, trebuie să, da. Să luăm ușurile asta. Iar începem cu campuri și prostii. Hai să vedem. Ok, mergem drept în față. Păi da, trebuie să mai luăm din alea pentru că se pare că mergem în cea de-a doua parte a insulei, care încă nu am deblocat-o și trebuie să deblocăm, da. Sper să nu mă pierd pe aici. Ah, uite-l. Bă, măcar văd turnul. Stai să mă vedez. Nu știu dacă... Oare să merg pe aici sau pe aici? Bă, stai, asta e misiune. Oh, ok. E misiune, trebuie să mă duc direct acolo. N-am ce-i face. Hai să vedem. Să vedem ce ne mai așteaptă. Și pe aici sigur dăm de doia, pentru că nu avem campuri luate și... Bă, aș fi vrut să sar, dar... N-am bine, n-am crezut că e apă. Bine, eu n-am sărit. Voiam să fac un YOLO de ăla de zile mari. Ok. Bun, văd că aici e, dar aici oprim și noi acest episod. Sper că v-a plăcut, mulțumesc pentru atenția acordată și ne vedem data viitoare. Pa!